perioada 22-26 mai la Oradea și Borș se vor desfășura jocurile turneului final al Campionatului Național de Minivolei Fete, competiție care va reuni la start 8 echipe, printre care și echipa de minivolei a Clubului Sportiv Școlar Lugoj, pregătite de profesorul Dorin Horvat. În prima fază, cele 8 formații au fost împărțite în două serii a câte 4. În seria 1 sunt CSS numărul 2 București, Dinamo București, CSS Lugoj și CSS Târgoviște, iar în seria 2 ACS Super Volei 2017 Oradea, CSM București, ACS Juvenil NT Brașov și CSS Bega Timișoara. Miercuri, joi și vineri vor avea loc meciurile din grupe. Sâmbătă se vor disputa meciurile din semifinalele locurilor 1-4 și 5-8, iar duminică sunt programate finalele. Pentru echipa de mini-volei a Clubului Sportiv Școlar Lugoj vor evolua Iris Mărgineanțu, Maia Jucu, Cristiana Popescu, Sofia Schirta, Claudia Cimponeriu, Lavinia Bălană, Denisa Dipert, Denisa Haivas, Teodora Bugariu, Cristina Guran, Alexia Crișan și Yasmin Kish.